Bun găsit! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Cele 10 zile ale Festivalului Internațional de Teatru de la Sibiu ne-au determinat și pe noi să jucăm, iată, într-un astfel de spațiu. Suntem într-un mini-studio creat special pentru întâlnirile cu telespectatorii noștri. Nu-mi imaginez cum, dacă orașul întreg se mobilizează pentru acest eveniment, noi să nu facem același lucru. Festivalul Internațional de Teatru este în fiecare an cel mai important moment din viața comunității noastre și unul dintre cele mai importante din viața culturală a Europei. Iar în următoarele 10 zile, începând de astăzi, vom avea cu toții încă o dovadă. Se vor afla la Sibiu 2500 de invitați, de la artiști și personalități ale vieții publice, la jurnaliști și blogări. Vor avea loc peste 300 de evenimente, iar dintre acestea 150 au să fie premiere. Sunt așteptați să asiste la tot ce înseamnă Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, numai puțin de 600 de mii de spectatori. De altfel, primele efecte ale acestor cifre se văd. Hotelurile din Sibiu sunt pline. Numai prin biroul de logistică al organizatorilor au fost asigurate 4.000 de înoptări. Dacă adunăm și cazările individuale sau pe cele făcute direct la recepție, vom avea încă un reper al dimensiunii acestui festival. De asemenea, sunt implicați în tot ce înseamnă Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu 300 de voluntari. Sunt 300 de tineri români, maghiari, dar și, atenție, japonezi, coreeni, canadieni, elvețieni, germani și francezi. Aceștia sunt oameni cu care organizatorii se ajută și nu de azi, de ieri, ci încă din edițiile trecute, mulțumită unui program de voluntariat foarte bine pus la punct. Dacă vreunul dintre voluntari a fost alături de festival de la prima ediție, astăzi are vârsta maturității. E tânăr doar în suflet. Într-adevăr, sunt 20 de ani de la prima ediție. Dacă plecăm de la ideea că părintele acestui festival este Constantin Chiriac, atunci putem spune că a crescut un copil frumos, de care comunitatea întreagă este mândră. Ce-i drept, deseori copilului alocația nu i-a plătit-o statul, ci primăria Sibiului, dar poate e mai puțin important acum. Deschiderea ediției aniversare a avut loc astăzi. Și tot astăzi au avut loc și primele întâlniri artistice, cu fanfara și cu majoretele din Polonia, cu artiștii pe picioroange din Belgia și cu orchestra Vestelă din Italia. Ba chiar la un moment dat, un OZN s-a prăbușit și extraterestrii au defilat pe Corso. Puțin ciudat a fost că extraterestrii vorbeau slovenă, dar cine știe. Tot astăzi au avut loc spectacole la Casa de Cultura Sindicatelor, la Teatrul Național, la Colegiul Goga, la Facultatea de Litere, la Cetatea de la Cisnădioara și la Hala Balanța, la Sala Talia, în tramvaiul Sibiu Rășinari, la Teatru Gong și la Sinagogă. În aceste momente, când noi vorbim, este în așteptare concertul lui Smiley din Piața Mare. Mesajul, cred eu, este încă o dată foarte clar, și anume că Festivalul Internațional de Teatru nu înseamnă doar teatru, înseamnă, de fapt, spectacol, spectacol de stradă, spectacol muzical, teatrar și chiar literar. Bookfest a început la rândul său în Piața Mică. Apropo de asta, exact, se cuvine să spunem că Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu prilejurește punerea în operă a unui demers unic în România prin numele celor la care se referă. Vom avea în Parcul Cetății o alee a celebrităților. Spuneam că numele vor face diferența față de alte asemenea idei. Ei bine, stele au să primească oameni a căror amprentă în cultura mondială este mai adâncă decât cea de pe cimentul din parc. Silviu Purcărete, George Banu, Eugenio Barba și așa mai departe. Doamnelor și domnilor, trebuie să încheiem introducerea cu un cuvânt de mulțumire adresat echipei Teatrului Național Radu Stanca pentru tot ceea ce a făcut și face pentru comunitate. Cu un cuvânt de mulțumire către Primăria Sibiului, care este de departe vioara întâia întregii desfășurări de forțe, cu unul către companiile din Sibiu și din afară, care susțin Festivalul de Teatru, și cu un cuvânt către gazda noastră, Teatrul Gong, care a făcut posibile edițiile noastre speciale în acest cadru deosebit. Prima întâlnire a serii este cu primarul nostru, Klaus Iohannis, gazda oficială a tuturor acestor evenimente și cel care și-a asumat susținerea Festivalului de Teatru în momente uneori vitrege financiar, alteori vitrege politic. Și dacă privim retrospectiv, nu cred că a greșit susținând. Priviți-i noastră! We'll be right back.
Doamnelor, domnilor, vă spuneam, primul invitat al acestei seri, nici nu cred că se putea să fie altfel, este primarul nostru, Klaus Iohannis. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule primar. Bună seara, Sărupâna, mulțumesc pentru invitație. Festivalul de teatru împlinește, iacătă, 20 de ani, 13 avându-vă drept susținător oficial. Sunt convins că, într-un fel sau altul, susțineați festivalul și până acum. Domnule primar, în toți anii ăștia, în toți acești 13 ani de când sunteți dumneavoastră primar, au fost și momente în care festivalul a acceptat formularea, nu e foarte elegantă, a șchiopătat din punct de vedere financiar? Nu cred că festivalul a șchiopătat și cred că Festivalul Internațional de Teatru a dovedit cel puțin două lucruri, că este un festival extraordinar de bun al Sibiului și al sibienilor și că este un festival care, nu pot să spun că are un parteneriat cu municipalitatea, are o simbioză cu municipalitatea, evident. Este de departe cel mai mare eveniment cultural în cursul unui an cultural și noi toți am vrut să fie așa. Au fost ani în care au existat promisiuni din vari direcții, de obicei guvernamentale, care promisiuni nu s-au realizat în proporția așteptată. Mm-hmm. Și atunci, sigur, au fost și momente mai dificile. Au fost și ani în care, mai ales acum, mai de mult, când bugetul municipiului Sibiu a putut să suporte într-o mai mică măsură exigențele festivalului de teatru, dar în realitate cred că lucrurile au mers foarte bine. Știți, noi spuneam în deschiderea acestei emisiuni că, plecând de la ideea că festivalul este oarecum copilul lui Constantin Chiriac, a crescut frumos, dar nu întotdeauna alocația pentru copil a plătit-o statul, ci mai degrabă primăria din Sibiu. Da, am avut și recent o discuție cu jurnaliști care m-au întrebat exact despre finanțare. Este clar că Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu este cel mai mare festival românesc de acest tip, din profil. Este al treilea festival de acest fel ca și amploare din lume și nu trebuie să ne ascundem deloc. Acest lucru însă se vede mai bine la Sibiu și mai greu la București. Da, e adevărat. Se vede mai bine la Edinburgh decât la București, se vede mai bine în alte capitale europene decât în a noastră. Păcat, dar probabil informația circulă la noi precum trenul. Adică greu. Ajungem mai greu. Există totuși, sunt 20 de ani, există totuși explicații logice pentru această întârziere? Da, există. Politichia bucureșteană este foarte egocentrică. Deci, la București se vede ce la București. Da. Ce în țară se vede de unii, dar percepția nu este însușită de toată lumea și nu este deloc aprofundată. Și atunci un festival care este enorm, dar se desfășoară undeva în provincie, nu ajunge să fie perceput ca fiind la fel de important pentru România cum sunt alte festivaluri care se desfășoară chiar în București și atunci apare impresia că ele sunt definitorii pentru cultura românească. Se vor schimba lucrurile acum că politichia de la București are un tentacul prin persoana noastră aici în provincie? Nu cred că se schimbă prin asta. Se schimbă măsura în care politicienii de la București vor avea mai multă deschidere față de ce se întâmplă în provincie. Au fost situații, deci nu vreau să priviți asta ca și pe o critică față de guvernanță sau față de bucureșteni. Așa sunt lucrurile. Dacă cei care hotărăsc vor auzi, vor dori să audă mai bine ce se întâmplă în provincie, atunci vor vedea foarte repede acest festival. Este aproape imposibil să nu-l vezi. De acord. Domnule primar, totuși, am avut eu senzația, poate greșesc, au fost voci inclusiv aici de oameni care
păreau că nu-l văd sau că nu văd bine ceea ce văd. N-ați avut aceeași senzație la un nu, moment dat? Din nu, politică vorbesc. Sunt politicieni care se fac că nu okay. văd bine, fiindcă nu văd altă, fiindcă ei nu văd altă posibilitate de a se profila. Deci, vorbind în termeni puțin de limbă străină, festivalul este mainstream. Deci este in, este preocuparea de bază în această perioadă a multora. Și e greu să te profilezi spunând și eu sunt pentru festival de teatru. Da, e mai ușor să te profilezi spunând eu sunt contra festivalului de teatru. Sunt mult mai puțin pe latura aia. Și nu cred că există cineva care în realitate nu a înțeles de ce finanțăm cultura și de ce este așa de important pentru noi să sprijinim aceste evenimente. V-aș propune să rămânem câteva momente doar încă la acest subiect. Ați spus la un moment dat, foarte recent, că sunteți mulțumit de ceea ce se întâmplă din punct de vedere cultural la Sibiu. Pa chiar ați făcut și niște nominalizări. Așa este. Ați spus în acea ordine de idei că vor primi mai mulți bani. Se poate, deci? Se poate. Există bani? Da. Ok. Avem grijă să existe. Există. Domnule primar, aș vrea în același context să ne aducem aminte, dacă sunteți de acord, de un lucru care se întâmplă la Sibiu, spre deosebire de alte locuri. Acest festival are o bună componentă privată, atrasă. Sume considerabile sunt atrase de organizatori din alte medii decât bugete publice. Da, cred că este dintre festivalurile importante din România, sunt și altele importante. Deci nu trebuie să credem că noi suntem buricul culturii în această republică, dar suntem un festival extrem de bine consolidat. Foarte multe festivaluri s-au obișnuit, funcționând de multă, multă vreme, să primească toți banii de la stat sau de la municipalitatea respectivă. Festivalul de teatru este unul din festivalurile care au înțeles foarte devreme că nu pot să stai numai pe banii statului, trebuie să găsești și finanțări de cu totul altă natură și aici domnul Chiriac... Și aici domnul Chiriac merită toate felicitările, fiindcă a știut să găsească surse alternative. Mai sunt și alte festivaluri care atrag mulți bani privați în România, dar sunt festivaluri mari care nu atrag practic nimic decât banii statului. Și aici este o inechitate profundă de care sunt mulțumiți cei care primesc finanțare în proporție de, nu știu, 90% de la entități publice și sunt nemulțumiți cei care primesc o cotă mult mai mică din fonduri publice, cu toate că au festivalul și au realizări foarte frumoase. Domnule primar, am vorbit de foarte multe ori despre cum se întorc banii în comunitate. Eu cred că numai un rău voitor nu poate face un efort de inteligență să-și dea seama că toate sumele pe care noi spuneam în deschidere, aceste mii de oameni care vin aici la Sibiu și le cheltuie, aceste sume într-un fel sau altul se întorc deci banii se întorc multiplicat. Asta era întrebarea. Este self-evident, e un termen care se folosește câteodată când e mai mult decât evident. Noi cheltuim anumiți bani și sponsorii și cei care mai finanțează astfel de evenimente și acești bani se întorc în comunitate. Nu se întorc neapărat în bugetul local sau nu se întorc direct neapărat în marfă vândută la sponsor. Însă miile de spectatori care vin în Sibiu pentru asemenea evenimente cheltuie bani în Sibiu. Și acești bani intră în comunitate. Este clar că intrând în comunitate, majoritatea se cheltuie iarăși aici, chiar dacă venitul îl face, nu știu, cel puțin aparent, poate un hotelier și nu unul care sponsorizează. Hotelierul la rândul lui are o serie de furnizori pe care îi plătește și așa mai departe. Deci este extrem de benefic un astfel de circuit care se inițializează cu bani publici relativ puțin și crește aducând mulți bani înapoi în comunitate. Domnule primar, se știe că între dumneavoastră ca primar și directorul festivalului, maestru Constantin Chiriac, există o relație și o relație nu de ieri de azi, o relație bună de ani de zile. Puteți să ne dezvăluiți câte ceva din mecanismul funcționării acestui festival? Adică
sunt convins că domnia sa, experiența mea dovedită, are nenumărate idei. Da. Vine, le discutați și pe agenda sau cum? Da. Știu că există un adevărat comandament la nivelul municipiului în momentul festivalului în care sunt adunate instituții publice, instituții din subordinea Consiliului Local și toate răspund la nevoile pe care acest festival le are. Sibiu a sprijinit cultura și înainte de Capitala Culturală și înainte de anul 2000, într-o oarecare măsură, dar având în vedere că de la an la an am promovat tot mai multe evenimente, au fost tot mai multe evenimente mari în Sibiu, a fost nevoie de inventarea unei logistici și a unui grup de oameni care coordonează toate evenimentele. Acest lucru în Sibiu între timp funcționează foarte bine, fiecare știe ce are de făcut, instituțiile colaborează, altfel mulțimea de probleme logistice nu s-ar putea rezolva. Aveți legături cu străinătatea puternice, toată lumea știe asta. Ați primit semnale în acești ani din afara granițelor țării cu privire la acest festival? Avem invitați din zeci de țări în fiecare an. Adică, se simte asta? Evident că se simte. Trebuie doar să vedeți numărul impresionant de diplomați care vin să viziteze diferite spectacole din festival, persoane publice, delegații oficiale care vin cu această ocazie și acești oameni merg acasă și povestesc ce au văzut. Cea mai bună Sibiu. Reclamă, da. Este o reclamă. Sau numai cei din străinătate? Oficialități de la noi? Oficialități de la noi, dar în principiu vin. Nu chiar atâția ca din altă parte. Probabil din același motiv legat de trenul de la București. Da, se vine greu. Domnule primar. Dar sunt personalități care vin și este interesat de urmărit că sunt personalități, vorbind aici nu neapărat de oameni din politică, personalități românești, persoane publice principal. Care vin privat. Vin în vizită privată. Ei n-au dreptul de vot la buget. Nu, dar este ajuta. Bine că vin. Da, corect. Din același motiv, că se duc și spun cuiva exact. Ce au văzut. Domnule primar, suntem la puțină distanță, e chiar o coincidență, suntem la puțină distanță de 13 iunie, ziua dumneavoastră, va fi în plin festival, iată că spuneam că e o întâmplare. Vreau să vă transmitem la mulți ani de pe acum. Mulțumesc. Veți viziona piese? Aveți timp să ieșiți, să vedeți ce se întâmplă în festival? Da, acum, pentru început, e important și pentru mine să văd cum pornește festivalul. Și din acest motiv am fost astăzi și am vizitat câte ceva. Voi merge și în zilele următoare. Iar cu certitudine, la sfârșitul festivalului, voi fi acolo când se decernează stelele pe noua alee a stelelor. Voi fi prezent când va avea loc gala de 20 de ani de festival de teatru și între ele când... Când voi avea timp, o să încerc să particip. Știți că mulți sibieni privesc cu mare curiozitate momentul așezării stelelor în Parcul Cetății. Da. A fost o inițiativă senzațională, din câte știu, plecată tot de la maestru Chiriac și venită cumva în paralel cu gândurile pe care, într-un fel sau altul, administrația publică le avea. Cu o curiozitate înainte de a ne despărți. Într-un fel sau altul, fața acelui parc se schimbă, nu? Deci... Mult înspre bine. Mult înspre bine. Așteptăm cu nerăbdare. Nu vreau să greșesc, dar cred că 15 iunie este data instalării stelelor pe Aleea Celebrităților. Domnule primar, vă mulțumesc mult pentru acest dialog. Domnilor, luăm o scurtă pauză și în câteva momente cu maestru Constantin Chiriac ne întâlnim. Thank you.
magazinele Feeling, unde promoțiile, prețurile mici și calitatea fac din Feeling magazinul tău preferat. Nu amestecați lucrurile. Colectați selectiv. O campanie inițiată și susținută de Sece Gospodărirea Orășenească Avric S.A. Doamnelor, domnilor, am revenit. Maestru Constantin Chiriac alături de noi. Mulțumesc pentru întâlnire, domnule director. Cu drag, un spațiu minunat. Este? Grație altor colegi dintr-un alt teatru, dar știu că, și asta e un lucru foarte bun pentru întreaga comunitate, știu că toate instituțiile de cultură, în momentul în care festivalul este în desfășurare, pun umărul fără să conteze cine în subordinea cui e și așa mai departe. Absolut. În același timp este o comunitate de interese, pentru că în cadrul festivalului există spectacole ale teatrului Gong, spectacolele filarmonicii, momente în majoritatea instituțiilor, nu numai de spectacol, în muzee, în parcuri, în toate spațiile de joc. E firesc să adunăm această energie bună care există, din fericire și din păcate, în același timp, numai la Sibiu. Sunt 20 de ani, domnule director, a 20-a ediție. Povesteam și zilele trecute telespectatorilor noștri din studioul emisiunii noastre, povesteam despre începuturi, povesteam despre cum în anii 90 musafirii din străinătate, puțin câți erau, dar erau, musafirii din străinătate veneau cu usturoi în buzunar de teama vampirilor care auziseră ei despre România, întâlneau zăpadă pentru prima oară în viața lor, că era în martie și erau troienele încă peste noi. Da. Au fost și momente grele. Eu sunt convins că vă uitați în urmă și vă aduceți atât aminte de cele bune. Atât de multe grele, Doamne, mi-am pus de 3 ori casa amanet. E simplu, eu nu știu câte femei din lumea asta ar fi dispuse să audă că bărbatul își pune casa amanet. Și pentru ce, da? Da, pentru un festival de teatru, să dorm după aia sub cerul liber. Doamne ferește. Vedeți, cred sincer că astăzi, din punct de vedere al conținutului, lucrurile se fac mai ușor. Sunt mulți oameni care vor să vină, care se cer să vină și pe care, în măsura în care vă doriți, îi primiți. Financiar însă, sunt convins că lucrurile, cu cât doriți mai mult ca acest produs să fie mai performant, cu atât lucrurile financiar se complică. Nu se fac mai ușor. În primul rând că atunci era o explozie, o nebunie, un lucru pe care îl aveam în cap și pe care îl făceam cu câțiva prieteni care au avut tăria și nebunia la rândul lor să rămână lângă mine, să îmbrățișeze această idee. În același timp, era și o perioadă mult prea tulbure, dacă ne aducem aminte, din punct de vedere politic. Iar noi nu prea eram băgați în seamă. Atunci am putut să construiesc niște structuri, atunci am putut să autorizez festivalul, să-l fac independent, să găsesc drepturile de autor. Atunci, de fapt, am conceput ceea ce se întâmplă acum, numai că atunci aveam perioada să mă odihnesc. Mm-hmm. Între două ediții era o perioadă de știu eu, de vacanță. Chiar dacă eram actor, jucam, dar acum edițiile se construiesc cu mulți ani înainte. Numai astăzi m-am întâlnit cu cei de la Sasha Waltz, cu cei de la Titanic și bineînțeles că
am găsit formule, în primul rând financiare, dar și formule artistice de a coopera pentru 2016, pentru 2017. Și bineînțeles că în jumătate de ceas cât m-am întâlnit cu fiecare, am bătut palma, fost încântați să vadă că totul este gândit nu numai pentru o singură prezență, că aici sunt parteneri credibili și că în același timp e o vizibilitate fără precedent, faptul că l-ați avut pe domnul primar înainte și că el asigură această stabilitate împreună cu Consiliul Local, cu această mentalitate care s-a creat la Sibiu împreună cu toate celelalte instituții, ne dau nouă garanția că ceea ce visăm noaptea putem să înfăptuim ziua, pentru că nu există niciun oraș din România și foarte puține în lume care să investească 12% din PIB la modul deștept, pentru că tot ceea ce se investește se întorc și se întorc într-o sumă mult mai mare. Acum, venind spre voi, am realizat de ce, pentru că aveam un semn de întrebare. Zic, de ce totuși unele din primele spectacole care au fost sold out anul acesta au fost spectacolele japoneze? În primul rând că sunt multe. În al doilea rând, sunt multe dintre ele cu un limbaj specific și de fiecare dată a trebuit să fac promo, să găsesc formule prin care să-i fac pe spectator să înțeleagă că este vorba despre o mare calitate artistică, că sunt lucruri foarte diverse, foarte diferite și bineînțeles că spectatorii veneau, dar nu erau primele spectacole vândute. E bine, aici la Colț am văzut două grupuri de către 50 de japonezi care erau cu stegulețele, i-au venit deja și au luat hotelurile și bineînțeles că și-au cumpărat biletele în avans. Totul e sold out la spectacolul japonez. De altfel, le spuneam telespectatorilor noștri încă de la început, 4.000 de noptări au fost antamate doar prin biroul de logistică al festivalului. Imaginați-vă, asta îndemnam pe telespectatorii înainte, imaginați-vă câte alte noptări s-au întâmplat prin alte metode, absolut, agenții, absolut, s-au mers la recepție, absolut, sau individual, absolut, prin telefon. Absolut. Deci vorbim de mii, dacă nu peste 10.000 de noptări făcute în... După calculul nostru, împreună cu împrejurimile, sunt undeva la 12.000. Este o cifră incredibilă. Da, exact. Incredibilă. Domnule director, apropo de ceea ce spunea, s-ar putea să fie un amănunt interesant pentru telespectatorii noștri, apropo de faptul că se discută despre festival cu ani înainte, ați înțeles cu siguranță din discursul domnului director că se discută despre program, despre cum să vină și când să vină trupe din străinătate. Ei bine, date publice deja sunt cu privire la festivalul de anul viitor, care va avea loc în perioada 6-15 iunie, și cu privire la festivalul din 2015, care va avea loc în perioada 12-21 iunie. Cu alte cuvinte, pentru aceste date sunt, da, clare, sunt foarte multe lucruri. Deci absolut, nu? Sunt negociate contracte. Programul festivalului de anul viitor este în proporție de 60% făcut. Deci nu putem să aducem numele astea foarte mari fără să tratăm înainte, fără să găsim finanțări. Eu nu am cum să-mi permit într-o țară săracă, în criză, să pot să dau sume foarte mari. Și atunci, ca eu să pot să aduc aceste mari companii, tratez de pe credibilitatea construită atâția ani în avans și cu atât de multe parteneriate, tratez cu structuri foarte importante, precum Festivalul Cehov, care este în același timp cu noi la Moscova, care este cel mai bogat festival. Vorbesc cu festivalul de la Viena, Wiener Festwochen, care este în aceeași perioadă pe o durată mai lungă, cu prietenii de la Napoli, care sunt pe o perioadă de asemenea mai lungă, pe toată durata lunii iunie, cu prietenii de la Bruxelles, Kunsten Festival, un festival flamand care este cu vreo 7 zile mai lung decât festivalul de la Sibiu. Niciunul nu este atât de mare. Sunt festivaluri orizontale. Noi am făcut un festival piramidal pentru că nu avem cum să acoperim atât de multe nopți de cazare. În același timp, având o activitate atât de intensă în teatru, nu pot permite blocarea unei perioade mai lungi de prezentare. În același timp, acest efort mare pe care îl face comunitatea de angajare logistică, bineînțeles că eu am întins-o la maximum. Multă lume îmi spune de ce nu faci festivalul 2 săptămâni, 3 săptămâni. În această clipă nu e posibil. Da, da. În același timp este atât de important că
diversitatea agendei culturale a Sibiului este atât de mare și care asigură această diversitate la rândul de turiști, de diferite categorii care pot să vină și să asigure această permanentizare a umplerii hotelurilor pe o perioadă. Probabil telespectatorii își imaginează ce ar însemna din punct de vedere logistic o și mai lungă perioadă de festival. 10 zile sunt o bucurie pentru toată comunitatea, dar sunt un efort pentru instituțiile administrației uriaș. Publice locale, senzațional uriaș. Probabil. Uriaș. Primarul ne spunea despre felul în care acest mecanism funcționează, despre așa celulă strânsă între organizatorii acestui festival. E limpede că orice ar fi în plus, oricât de mari bucurii ar crea, ar fi un efort teribil pentru... Pentru toți sibienii, dacă vă duceți să vedeți acum Aleea Celebrităților, va fi un loc absolut incredibil. Astăzi de dimineață, când m-am dus pentru a șaptea oară să o vizitez, atât de emoționat eram văzând cât de frumos e locul, cât de curat, cât de special, pentru că acolo vor poposi cei mai mari artiști ai lumii. Exact. Și ăia vor rămâne pe o perioadă nemuritoare, de sute de ani. Acel spațiu va însemna un loc de mare atracție. Faptul că din primul moment primarul și toți cei din jur au înțeles acest lucru și au investit imediat, toate echipele au funcționat incredibil. Știi ce mare bucurie e să vezi că există înțelegere, că efortul tău nu este în zadar, că nu stai precum în București sau în alte locuri, în fața ușilor, da, îndurând tot felul de umilințe. Ce să vă spun, este foarte dificil să faci un astfel de festival și aș vrea ca publicului nostru să-i aducem numai bucuriile. Nu are rost să aducem tot ce înseamnă chinul și munca și partea absolut cumplită a organizării. Dar sunt festival. Convins că n-ați putut evita în atâtea întâlniri cu presa întrebarea despre bani. Cred că toată lumea v-a întrebat despre bani, domnule director. Nu sunt probleme, adică ați făcut în așa fel încât... Sunt mici probleme, da, încă mai avem o gaură de vreo 300.000 de lei. De lei, okay. Sperăm din toată inima Ministerul Culturii, care se arată disponibil, sperăm de asemenea într-un ajutor al premierului, care de alminter a trimis un cuvânt entuziasmant în care felicita organizatorii, comunitatea locală. O să aveți cuvântul în caietul program al festivalului și veți vedea ce reverență extraordinară face administrației publice locale, artiștilor, organizatorilor, mie personal. Probabil că văzând cuvântul comisarului pe cultură, educație, multilingvism, în care numele meu în cuvântul domniei sale a fost menționat de două ori, de asemenea, în cuvântul domniei sale a fost menționat de două ori. Știți, nimic nu-i întâmplător, iar eu care, cum să vă spun, mă învârt în atât de multă lume care are relație cu diplomația, cu politicul și cu tot ce înseamnă felul în care este abordat evenimentul, realizez că totdeauna există, vrând nevrând, influențe, că dialogul ca și tema festivalului aduce și în zona foarte înaltă acest dialog al cunoașterii, al capacității de a menționa, de a pune în pagină, de a recunoaște. Și eu cred că ăsta este cel mai important lucru pe care l-am primit dinspre zona puterii. Eu sper totuși să fie mai mult decât atât. Adică în afară de menționarea numelui lui Constantin Chiriac, care menționare, apropo, mai ales în perioada asta, e la îndemâna oricui. Nu cred că poate vorbi cineva despre festival fără să vorbească de Constantin Chiriac. Dar de asta sper să facă mai mult decât atât. Voi știți bine, sunt mii de oameni care sunt în spate, vreo 100 și ceva care sunt eroi, pentru că cei 100 și ceva țin în mâini pe toți ceilalți, exact, sute mii pe care îi avem și care trebuie să funcționeze foarte bine și care au sprijinul tuturor instituțiilor descentralizate ale primăriei. Știți bine că am mai menționat și altă dată, singurul loc în care primarul dă o decizie prin care toți directorii instituțiilor descentralizate, serviciilor,
tot ce înseamnă puterea acestui oraș, sunt constituiți într-o asociație a cărui președinte sunt. Corect. Deci eu nu trebuie să fac mii de hârtii către primărie care să mă trimită la rândul către fiecare instituție unde de asemenea trebuie să fac mii de hârtii. E de ajuns o întâlnire în care am discuții cu toți directorii. Uneori numai avem o întâlnire convivială, iar toate problemele se rezolvă direct la nivel tehnic, la nivel de experți. Probabil că e unul dintre secretele reușite Și în spate totdeauna sunt oameni extraordinari. Chiar vreau să fac o reverență tuturor celor care se implică și au o solicitudine extraordinară la nivelul primăriei, de alminteri împreună cu domnul primar. Domnul primar va da publicității la momentul potrivit, după festival. Vom face un moment aniversar pentru toți cei care au contribuit la buna desfășurare a festivalului, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă că în spate sunt oameni și că acei oameni merită oameni să fie mulți. Menționați. Da. Oameni mulți și, dacă sunteți de acord, și firme. Absolut. Fiindcă îmi aduc aminte, n-a trecut foarte mult de atunci, de când o mare companie din Sibiu, și nu cred că e o problemă să-i menționăm numele, Ambient, are 20 de ani ca și festivalul s-au asociat. Teatrul Național din Sibiu a fost în turnee în toată țara. Este singurul teatru care merge în turnee în țară. Este foarte greu să mai merge acum în turnee. Iar unde a mers a fost moment de mare glorie. Iar pentru ei a fost un câștig extraordinar, pentru că atunci când o firmă arată că se implică activ la nivelul comunității respective, nu numai în zona business-ului, ci și în zona vieții, în zona dezvoltării spirituale, culturale, educaționale a respectivei comunități, în mod cert, altul este impactul respectivei firme. Și nu e numai firma respectivă. Multe din firmele de pe platforma industrială, care știm bine că este o platformă sănătoasă, foarte puține firme nu au avut creștere. Majoritatea au avut angajări în plus și toate au dorit să se implice. Avem sponsori pentru sezonul german, pentru sezonul japonez. Avem bănci de aici din Sibiu, avem asigurări, avem structuri care ne-au ieșit în întâmpinare, unii care au venit ei înșiși cu inițiativa. Sunt nenumărați care sponsorizează activitatea voluntarilor, pentru că sunt sute și sute de voluntari care au fost aleși din mii, din vreo 7000 care au fost testați. Și din atâtea țări, le spunem, absolut. Este un lucru extraordinar și această sinergie, această capacitate a dialogului pe care îl probează Sibiu prin toate structurile, prin tot ceea ce festivalul, teatrul, școala, universitatea au construit împreună cu primăria și cu Consiliul Local și cu primarul, sunt lucruri evidente și de netăgăduit. O să ne întoarcem, înainte de a încheia discuția, la, știu, un subiect care îi preocupă pe foarte mulți telespectatori, Aleea Celebrităților, dar înainte aș vrea să le aducem aminte celor care ne privesc că vorbim despre un eveniment cu sute de spectacole de diferite tipuri, dar și cu 150 de premiere. Sunt așadar artiști care vin aici pentru a arăta pentru prima oară unul dintre produsele lor. Absolut. Aș vrea încă o dată să menționez și vă mulțumesc pentru posibilitatea de a ajunge direct în casele oamenilor. Biletele aproape la toate spectacolele sunt vândute. Asta e și un lucru bun și o problemă. Da. Încă mai sunt spații de joc, sunt 19 spații de joc pe care aș vrea să le menționez. Deci este Teatrul Național prin Sala Mare, Sindicatele prin Sala Mare și Sala Studio a Teatrului Național din spate, dar e și Sala Studio a Sindicatelor, cea din față. Acolo vor fi prezentate numai puțin de 8 filme cu spectacole celebre. Intrarea este liberă. Deci acolo pot să meargă zi de zi, cred că de la 5. Uitați-vă pe program, încă o dată. Insist, intrați pe sibfest.ro cu www în față și veți avea toate spectacolele, locațiile de joc, orele, o prezentare a spectacolului, de asemenea imagini video din spectacole, prețul spectacolilor și încă o dată menționez faptul că prețul este între 5 și 40 de lei. Numai două spectacole, Faust și Revista de la București.
înseamnă 40 de lei, în rest sunt 30, 20, 15, 10 și 5. Am păstrat prețurile de acum 4 ani. Sunt spectacole pe care le vedeți la Berlin, la Paris sau la Tokyo cu sute sau mii de euro. Avem spectatori care au venit de la Berlin sau de la Tokyo sau de la Paris care au constatat că e mai ieftin să-și ia pe internet un bilet de un euro până la maximum 8 euro și jumătate, traduși în bani corecți, decât să-l vadă la ei acasă, având bani să plătească și avionul, Și să plătească și cazarea. Exact. Iată ce lucru extraordinar oferim grație sprijinului, în primul rând, al primăriei și al finanțării acestor evenimente culturale. De asemenea, trebuie să menționez Teatru Gong cu cele două săli și insist, pentru că pe Teatru Gong sunt spectacole absolut extraordinare. Vă dau un singur exemplu, este Abadia, cel mai mare teatru al Berlinului, care vine cu un spectacol într-un spațiu mai mic. Ei bine, în acel spectacol joacă cel mai mare regizor și actor al Spaniei, Luis Gomes. Vreau să vă spun că este un lucru extraordinar că vine la Sibiu acest mare artist. Profitați de toate aceste spectacole pentru că sunt incredibile. Menționez celelalte spații unde se pot lua spectacole pe bilete. Sunt toate catedralele, bisericile, în care sunt concerte, pornind de la Catedrala Ortodoxă, Catedrala Roma Catolică, Greco-Catolică, cea protestantă, cea reformată, cea evanghelică, de asemenea sinagoga, cetatea Cisnădioarei, Biserica Sfântul Ioan de lângă Casa Toici. Deci în toate vor fi spectacole, gospeluri, concerte. Prețul este numai de 10 lei la acele spectacole. De asemenea vom prezenta în spații underground, în puburi, în baruri, la cele două săli de la Facultatea de Litere, Cavas și Virgil Flonda. De asemenea prezentăm spectacole. De asemenea, vreau să menționez un spațiu absolut extraordinar. Sala de sport. Sala de sport de la Liceul Goga. Acolo va fi Teatrul Odeon de la Paris. Este premieră absolută. Faptul că Odeonul vine pentru prima dată în România și vine într-o sală de sport, să știți că nu e întâmplător, pentru că spațiul este altfel organizat. Nu vă gândiți că e o sală de sport, este o sală în care vin cei mai mari artiști ai lumii. Veniți la aceste spectacole. De asemenea, este Declan Donnellan, împreună cu Chick Baijol, cea mai mare companie a Marii Britanii, cel mai mare regizor al Marii Britanii, care va juca acolo. De asemenea, e o mare companie din Coreea și o mare companie chiar mâine din Japonia, pe care am pus-o de două ori, pentru că sunt dispuși să joace de două ori și să vă poată bucura în așa fel încât să puteți găsi bilete. Mai țineți cont de un lucru. Sunt multe din bilete luate cu mult timp în avans. Sunt mulți invitați. Chiar dacă la un moment dat vedeți că e sold out și vreți să vedeți, știți bine că de câte ori ați venit la teatru și au fost locuri în plus, am ținut ușa deschisă în așa fel încât să acopăr toate locurile. Deci vom face la fel în toate spațiile de joc. Corect. Și sunt convins că vor fi cel puțin 10-15 locuri în plus la fiecare spectacol. În caz excepțional vom mai adăuga și niște scaune, pentru că noi respectăm în primul rând publicul și facem reverență tuturor celor care se bat să ajungă în sălile de spectacol. Să adăugăm la toate acestea, doamnelor și domnilor, locuri, le pomenea și domnul director înainte, mai puțin convenționale, să adăugăm și câteva convenționale. Sala Talia rămasă nepomenită în enumerarea dinainte. Sigur. Evident, pietonala, care spațiile din aer liber. Deci care... trebuie să vorbim de un alt lucru. Sibiu are cel mai mare cadou. Faptul că două treimi din spectacole sunt gratuit și sunt în toate spațiile de joc.
pornind de la pietonală, la Piața Mare, la Piața Mică, am spus de spațiu unde vor fi filme, în parc unde vor fi spectacole pentru copii. Sunt atât de multe spații de joc, vedeți că ele sunt toate afișate, exact, de-a lungul și de-a latul orașului. Uitați-vă la orele de începere, pentru că sunt mari companii pe care le-am adus cu eforturi foarte mari. Bucurați-vă de ele, pentru că ele sunt gratis, sunt pentru dumneavoastră. Nu vă imaginați că mai există vreun alt loc în lume în care spectacolele să fie dăruite gratis. Este marele nostru efort pe care îl facem împreună cu toți finanțatorii, în așa fel încât dumneavoastră să aveți acest cadou incredibil. De alminteri, aceasta este și filozofia pe care o avem, pentru că fiind singurul festival organizat așa, este și acest mare puhoi care vine din afara țării, din afara Sibiului, să vadă acest loc de miracol. Așa că dumneavoastră trebuie să vă comportați ca niște anfitrioni. Este festivalul dumneavoastră. Ei bine, doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul acestei întâlniri. Aș vrea să vă readuc aminte că Aleea Celebrităților va fi inaugurată pe 15. Asta este sâmbăta viitoare, dacă exact, nu mă înșel. Exact, și nu întâmplător, vedeți, de ziua domnului Mihai Eminescu. Da, corect. Și nu întâmplător între cele două ziduri de apărare ale cetății. Cetate care n-a fost niciodată cucerită. Niciodată. Ei, e și cucerită iată prin cultură, da. Artiștii cuceresc pe veci această cetate, nemurind-o și dându-i un dram din strălucirea lor, strălucirea acestei cetăți. Doamnelor și domnilor, aș dori, fiindcă este o premieră, nu au fost făcute publice până acum, aș dori să vă arăt, sunt convins că aceia dintre noastre care vor dori neapărat, vor găsi o cale și înțelegere la conducerea teatrului și a festivalului, vor găsi o cale de a intra în posesia lor. Doamnelor și domnilor, acestea sunt cărți poștale cu festivalul în cei 20 de ani. Sunt toate afișele și toate temele de-a lungul celor 20 de ani de festival și am găsit cu cale că e bine să le publicăm ca și pe cărți poștale. Deocamdată e un set de colecție, vom face probabil un număr limitat, după care să sperăm că vom găsi o formulă legală prin care ele să poată să circule în lume. Sunt convins că sunt mii de doritori care doresc să și le aibă. Sunt atât de multe ediții în care fiecare dintre dumneavoastră ați avut bucuria să vedeți un spectacol cu totul și cu totul memorabil și credeți-mă că anul acesta zi de zi veți avea cel puțin 5-6 momente memorabile pe care le puteți acumula. Din păcate nu puteți mai mult de 8-10 ore de spectacol. Da, e adevărat. Doamnelor și domnilor, domnule director, doamnelor și domnilor, sunt convins că într-un fel sau altul, spre finalul festivalului sau poate după finalul festivalului, când lumea va reuși să mai și respire, vom avea împreună cu maestru Chiriac o nouă întâlnire pentru a trage într-un fel linia. O evaluare. Apucați să dormiți în timpul festivalului? Da, două ore. Două ore la ore. Păi câte e ritm obișnuit, da, din câte știu. La 10. Dar știu că e ritm obișnuit. Da, absolut. Deci an de an nu ai cum mai mult, pentru că este o perioadă foarte grea pentru mine. În primul rând, gândiți-vă de câte ori sunt în fața spectatorilor, de câte ori sunt alături de jurnaliști foarte importanți, unde trebuie totdeauna să ai un mesaj foarte clar. Corect. Și unde trebuie să ai o minte limpede și să pui în valoare ce trebuie în acea zi. În același timp sunt nenumărate televiziuni și instituții media care vin din afara țării, sunt enorm de mulți parteneri care vin special să se întâlnească cu mine pentru negocieri. Fiind cu spectacole, eu trebuie să găsesc formule prin care să pot să dezvolt proiecte. Este momentul optim. Deci de fiecare dată eu trebuie să fiu în totalitatea, în plinătatea forțelor fizice și psihice, să pot să fac față tuturor provocărilor și să pot prin fiecare ediție să asigur permanența, excelența, forța viitoarelor ediții. Ei bine, dacă mai mulți din țara asta ar dormi doar două ore,
pe noapte sau pe zi lucrurile ar merge mult mai bine. Eu zic că ar fi bine măcar să fie treci vreo 8 ore. Da, mai bine ar fi, adevărat. Da. Domnule director, vă mulțumesc mult pentru întâlnire. O mențiune trebuie pentru telespectatori. În fiecare seară, pe perioada festivalului, așa cum vă spuneam și în deschidere, noi vom fi aici cu invitații care participă la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu și, evident, cu organizatorii atunci când va fi cazul. Luăm o scurtă pauză, mulțumesc, maestre. Luăm o scurtă pauză și revenim pentru programul din zilele următoare al festivalului. Clubul sportiv Puma lansează provocarea. Pe 8 iunie, tot Sibiul face mișcare la Sibiu Challenge. Vino în parcul Submarin în fața stadionului și alege cum vrei să faci sport. Basket, fotbal, volei, badminton și alte zone de joacă. Vei avea totul la dispoziție. Îți trebuie doar voință. Pe 8 iunie, în parcul Submarin. Un eveniment realizat cu sprijinul Consiliului Local Sibiu și Direcției Județene de Sport și Tineret Sibiu. Parteneri oficiali Andu și UCM. Pe 8 iunie, tot Sibiul face mișcare la Sibiu Challenge. Fie că e vorba de hainele tale, de covoarele tale sau de mașina ta, curățarea lor se întâmplă acum într-un singur loc. Biteco îți oferă acum spălătorie și curățătorie haine, spălat și uscat covoare și noua spălătorie și vulcanizare auto. Biteco, toate în același loc, strada Rahovei numărul 25, lângă podul de ieșire Kaufland. De asemenea, vă așteptăm și în punctele noastre de lucru din Carrefour și Promenada Mall. Biteco, nu suntem singurii, dar suntem cei mai buni. Este posibil ca între cele două imagini, ochelarii să facă diferența. Treci pe la noi. Bell Optic, strada General Magheru numărul 21, telefon 0269-214-144. Din 1884, tribuna este în focul evenimentelor. Sibiul se mărește cu 772 de la școala hectare. Domnului Trandafir din Glâmboa. Tribuna a sărbătorit 127 de ani alături de copii. Sibiul, puțin mai ieftin decât Iohannis a dat startul pe bicicletă. Boteș vrea Sibiu, capitală de regiune. Magazinele de etnobotanice sunt ca Bruce Wayne. Nevăzătoare și de 6 ori campioană mondială și europeană la popice. Tribuna. Casarea în bucate. Abonează-te sau cumpără-o de la chioșc. Din totdeauna. Pentru totdeauna. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, suntem pe finalul acestei serii, o primă ediție specială. Vom fi aici luni, marți, miercuri, joi și vineri. Dar nu cumva mergem la spectacole și noi. Vom merge, dar nu putem să-i invităm și pe colegii noștri din regie, din păcate, cu toată aparatura lor. Încă o mențiune, am făcut-o și la început, o să facem și acum, încă o mențiune pentru gazda noastră. Sunt cei care ne-au primit și care ne suportă în acest loc. Și fiindcă... le mulțumim și că ne-au primit și apreciem tot ce au făcut pentru noi. Evident. Să știți că nu e foarte ușor să lucrezi cu o echipă de televiziune, mai ales cu una foarte pretențioasă, așa cum ne place să credem că suntem noi. Doamnelor și domnilor, ziua de mâine în Festivalul Internațional de Teatru va fi de asemenea plină în evenimente. Aceia dintre dumneavoastră care se trezesc foarte de dimineață, la ora 8, la ora 9, se vor putea bucura încă de la primele ore de expoziția de costume Lia Manțoc. Tot la ora 8 la Biblioteca Județeană Astra vor avea loc dialogurile de dimineață, iar la ora 9 o altă expoziție de costume la Centrul de Informare Turistică din Primăria Sibiu, o expoziție de costume semnată Doina Levința. Firește, toată ziua este bogată în evenimente, vă spunea și maestru Constantin Chiriac, pe sibfest.ro puteți obține detalii suplimentare și chiar detalii amănunțite cu privire la program, începând cu orele, continuând cu locurile, cu felul spectacolului, cu tariful pe bilet și, de ce nu, informații cu privire la accesibilitate, dacă mai sunt sau nu mai sunt bilete. Tot mâine, la ora 4 după amiaza, fiindcă vă pomenea Raluca în deschidere despre ea, Fanfara Veselă revine pe Nicolae Bălcescu. La fel și invazia extraterestră undeva pe la 5:30. Sigur vom fi și noi. Evident, da. La ora 6 seara, tot pe Bălcescu,
un nou program al celor din al celor cu picioroange și cu fanfara regală din Belgia. Spre seară, cu E frică de Virginia Woolf, vă aduceți aminte, spectacolul a avut loc și în festivalul de anul trecut. Ei bine, va avea loc acum la Teatru Gong, aici unde suntem și noi, iar la ora 8 seara la Vrig va merge din nou fanfara cu grațioasele majorete poloneze, cea care a evoluat astăzi la Sibiu. Seara se va încheia, seara de mâine se va încheia cu un concert Șuie Paparude în Piața Mare, la ora 10 seara la Hala Balanța, o nouă reprezentație Faust. Ei bine, duminică, am să parcurg foarte pe scurt, duminică, de asemenea, o zi plină, chiar de la 8 dimineața, asta dacă vreți să mergeți la culcare, fiindcă sunt lucruri care continuă și pe timpul nopții, de la expozițiile, cum e cea a lui Sebastian Marcovici din Piața Mică și continuăm cu altele. Sibiu Book Festival este încă în desfășurare și va fi și sâmbătă și duminică. Deci, la ora 2 la amiaz, pe Nicolae Bălcescu, duminică, Micul Circ. Și cam în felul ăsta va continua toată ziua de duminică în centrul Sibiului. La ora 7 seara la Casa de Cultura Sindicatelor Divina Comedie, iar la 10 fără un sfert seara în Piața Mare, Păsării de Foc, un spectacol care cu siguranță vă va face o plăcere deosebită. Vom face același lucru, anunțarea programului în fiecare seară pentru a doua zi sau pentru zilele următoare, depinde în ce moment al săptămânii ne aflăm, în forma asta sau poate în forma unor materiale video. De asemenea, de luni încolo, în fiecare zi veți vedea momente video din ceea ce s-a întâmplat în festival până la momentul la care noi vom fi în emisie. Ok, ne oprim, vă spunem weekend plăcut, bucurați-vă de festivalul de teatru. Bucurați-vă de festivalul de teatru. Ne vom revedea luni aici, la mini-studioul nostru. La revedere, weekend plăcut!